Slăviți să fie. Amen. M-aș fi bucurat ca fratele Costel să poată să predice în continuare și apoi să cântăm. Dar câteva gânduri și apoi vom încheia și Domnul să ne binecuvânteze. Observăm la sutașul acesta că el nu venise de curând, nu era detașat de curând în Capernaum. De unde deduce lucrul acesta? Că el a avut timp să stea de vorbă cu bătrânii, să poată să zidească sinagoga. Extraordinar! V-ați gândit la asta? Când a venit și probabil romanii l-au detașat acolo, cu garnizoana lui, primul lucru probabil să-și facă loc și să fie toate lucrurile liniștite, a întrebat pe bătrânii din Capernaum, ce aveți de voie? Și ce au zis ei? Să ni se facă o sinagogă. Pentru că evreii prețuiau o sinagogă. Sinagoga ea trebuie să facă parte din viața noastră. Ascultați-vă bine ce ați spus. Biserica ea trebuie să facă din programul vieții noastre. Poate mi se pare ciudat. Dar asta este realitatea. Oriunde ajungeau evreii, deportați într-o parte, în alta, dacă vă uitați în Grecia, oriunde ajungeau, de la 10 oameni deja făceau sinagogă. Nu puteau trăi fără biserică. Sunt atâția oameni care nu le pasă de casa lui Dumnezeu. Vin odată de Paști, care spunea asta, sau cred că de dimineață, de dimineață spunea, bă, cât vecine, ha, așa, fratele meu spunea că a vorbit cu vecinul lui de dimineață. Hai la biserică, auzi, vecine, eu la biserică mă duc la de Paști, de Crăciun și sau la vreun eveniment special. Dar nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Știți de ce ajungem de foarte multe ori să avem falimente în viața noastră? Falimente la nivel de copii, la nivel de familie, pentru că lipsește biserica din viața noastră. Și vă spun, pe mine mă doare că mă uit după cei din familie, din neam, de rudenii, din, și de frați, de asemenea. Mă uit pe unul și știu fiecare care lipsește. Orice lipsă de la casa Domnului înseamnă o pierdere și o binecuvântare. O pierdere de binecuvântare. Dumnezeu aici ne-a vorbit. Nu? Ne-a vorbit aici. Le-a zidit sinagoga. Spune Biblia în Psalmul 84, versetul 6, când străbat aceștia, valea plângerii. Știți, Domnul Iisus era în călătorie deja cu ucenicii, cu cei 12 ucenici lângă El. S-a dus zvonul, s-a dus vestea că trece Iisus pe acolo. Deja trecea Iisus, știa exact dorința din inima acestui sutaș. Cunoștea că Dumnezeu, Domnul Iisus niciodată n-a venit la întâmplare printr-un loc. Nu, n-a venit. Nici fratele Costel n-a venit la întâmplare astăzi. Nu se întâmplă lucruri la întâmplare. Sau cum ai zic cei mai mulți, ai avut noroc. Nu există așa ceva. Nu există. Nu trăim prin lucrul acesta. Noi trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Când străbat aceștia valea plângeri, o prefac, spune cuvântul Domnului, versetul 3, fiindcă auzise. Și l-aș fi întrebat eu pe sutașul ăsta, auzi, dar n-aveai altă treabă de făcut. Dar trebuia să-ți organizezi foarte bine armata, nu? Ai avut atâtea lucruri, că cei mai mulți îmi spun, auzi, eu nu vin la biserică numai dacă nu am treabă. Asta e realitatea, nu? Nu vi s-a spus și pe lucrul ăsta. Auzi, e slujbă, marți. Și marți cei mai mulți lipsesc. Domnul să se îndure de noi. Și Domnul îi prezentă aici să se uite după tine, după celălalt, după mine. Bă, unde-i fratele? Că doar i-am făcut bine. Unde-i fratele? Că doar am murit pentru el. Știți că noi avem pace datorită lui Iisus? Că noi eram certați cu Dumnezeu. Spuneam celor de dimineață că doi erau pocăiți și doi erau nepocăiți din bragadirii. Tu am zis, tu ești în păcat? Zice, nu. Dar eu nu știu certa cu Dumnezeu. Am zis, ba da, ești certat dacă nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos. Ești certat cu Dumnezeu. Nu? Și noi am fost certați cu Dumnezeu. Numai Iisus a venit și a rezolvat această situație. Împăcarea aceasta. Aleluia! El ne-a împăcat prin
Slăvit să-i fie numele! Roman 5 cu 10. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Căci dacă atunci când eram vrășmaș, auzi, nu meritai nimic, meritai pediapsă, că plata păcatului și era moartea. Am fost împăcați cu Dumnezeu, auziți, prin ce? Nu prin bani, nu prin relații, nu prin cunoștințe, nu printr-un predicator, nu, nu. Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El. Vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Aleluia! Adică prin viața Lui, prin învierea Lui, că El a înviat! Glorie Lui! N-a rămas în mormânt ca ceilalți mari reformatori. El a înviat și prin El avem și noi viață. Trăiască Domnul! Aleluia! Și călătoria Lui prin Capernaum spune Biblia că lumea, oamenii din vremea aceea se puneau în mișcare și chiar duhurile. Și la Ierusalim scrie Biblia în 20, cetatea s-a pus în mișcare. S-a pus în mișcare și cuvântul Domnului spune că sutașul a auzit. Că să nu-i pese lui. Imediat putea să schimbe robul. Dar am stat mult și m-am gândit la pasajul ăsta. M-am uitat mult în Scriptură și am zis, Doamne, de ce s-a implicat omul ăsta, Doamne, pentru mine? Ăsta era un rob. Nu era cineva. Nu era nici mâna dreaptă a lui. Nu era nici comandant, nu era cineva foarte important. Că robul-i ce? Robul-i rob. Robul nu știe decât să stea cu capul plecat și să asculte. Nu? De ordine, de stăpân. Dar de ce credeți voi? Am stat și m-am gândit. Avem dreptul să gândim. Că doar probabil că și bătrânii i-ar fi spus la sutași despre Domnul. Dar mă gândesc mai mult, eu m-am gândit mai mult. Cred că chiar robul ăsta i-o fi spus. I-o fi predicat Evanghelia. Auzi, a venit Iisus, a făcut minune, a făcut semne. Știi că și tu ai nevoie. Asta era o binecuvântare în casa acestui sutaș. Așa mă gândesc eu. Nu vi s-a întâmplat să vină un pocăit în casă? Știți, m-am întâlnit cu cineva, ăsta era, fac o paranteză, nepocăit omul. Om cu posibilități, om cu... Și la un moment dat mă întreabă, zice, n-ai și tu o fată, pentru că mama lui era singură în apartament, numai să se îngrijească de mama mea. Zice, dar nu vreau nepocăită. Zice, dar de ce? El știa că eu-s credincios. Nu vreau pocăită. Dar de ce vrei pocăită? Pentru că pocăiții nu fură. Pocăiții sunt serioși. Pocăiții sunt o binecuvântare. Îi mai predică Evanghelia, îi mai spune despre Iisus. Aleluia! Și mă gândesc eu că robul ăsta poate i-a schimbat Dumnezeu atitudinea, gândirea lui. Auzi, eu fi spus și tu ai nevoie de Iisus, chiar dacă ai venit din Roma, nu? Și chiar dacă ești roman. Că doar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pentru toți oamenii. Mărire Domnului! Că așa spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, indiferent de nație, indiferent de rasă, de etnie, de rang, indiferent cine, să nu piară. El vrea cu tot din adinsul omul să fie salvat, să fie câștigat, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și eu vi-am spus multe lucruri. Când vine un pocăit în casa ta și el are frică de Dumnezeu, știți că poate schimba viața acelei familii, nu? Îl vezi că se roagă de timpul lui. Bă, dar unde ești? Auzi, nu pot, frate. Ești la rugăciune. Și de dimineață nu fi auzit. Mă gândesc eu în mintea mea. Îl auzea sutașul rugându-se la Dumnezeu. Seara, la prânz de asemenea. Și omul ăsta a zis, fac orice ca robul ăsta. Să nu moară. Putea să moară. Ce era un rob?
Știți că Biblia spune că din pricina lui Iosif, care era rob la Potifar, știți, în Egipt, vândut, Dumnezeu binecuvânta casa acelui om? V-ați gândit la asta? Din pricina unui om credincios, Dumnezeu poate să binecuvânteze casa ta. Nu? Nu așa spune Biblia? Așa spune. Că Iosif era temător de Dumnezeu. Mă gândesc că o fi fost omul ăsta. De când intrase în casa acestui sudaș, toate mergeau foarte bine. Și stați ce dați seama? Ăsta e credincios, eu nu mă ating de el. Eu nu fac orice. Până când s-a îmbolnăvit, l-o fi chemat, o fi chemat medici, l-o fi dus la doctori, avea posibilitate, avea influență. Și probabil și medicii o fi spus, nu se mai poate face nimic. Dar spune Biblia aici, că aici vreau să subliniez și apoi imediat mergem spre încheiere. A auzit. Spune Biblia, fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus. Cel mai minunat nume, cea mai minunată persoană, aleluia! Tu de câte ori ai auzit de Iisus și parcă a trecut pe lângă tine și parcă ești tot mai neinteresat, că de fiecare dată când vii aici, ești este Iisus prezent, e casa Lui, spunea El la un moment dat, nu știați și voi nu știți că casa aceasta e casa de rugăciune, aleluia! Mărire Domnului! Trăiască numele Domnului! Auzise! Și dacă a auzit el, n-a stat neinteresat și-o fi spus, auzi, lasă, dacă moare, moare! A zis, nu, nu! Și-a lăsat munca lui! Și-a lăsat armata lui, dacă vreți! Și-a lăsat business-ul lui! Și-a lăsat timpul lui, poate întâlnirile lui cu unii, cu alții! Că ne pune mai important întâlnirea cu un muritor decât întâlnirea cu Hristos. Iartă-ne, Doamne! Și o luăm așa cu ușurință. A venit Iisus, mărit să fie Domnul în Capernaum. Se făcuse cele mai multe minuni. Și n-a stat nepăsător. Știți că s-a mai întâmplat și în Erihonul ăsta. Ăsta era orb și nu m-a auzit că trece Iisus. Nu-i așa? Ai auzit și tu, mai vine un frate, mai vine un proroc, mai vine, auzi? Fii interesat de Iisus. Aleluia! Pe unde e Iisus? Pentru că am nevoie să mă ierte. Amin. Că nu te iartă nici tata, nici mama, nici păstorul. Singurul care te poate ierta e Hristos. Aleluia! Aleluia! A intrat Domnul în casa lui Simon Fariseul și o femeie, spune Biblia. Asta nu s-a dus la Domnul nici că era bolnavă, nici că avea nevoie de casă, nici că avea, nu mai știu, nevoile ei personale. Avea nevoie de Iisus. A auzit că a intrat în casa lui Simon. Aleluia! Și când ești interesat, nu te lasă Iisus așa. Mărire Domnului! Famenul etiopian a venit din Etiopia la Ierusalim că era interesat de Iisus. Parcă atât de suntem neinteresați de Domnul, de slava Lui, de prezența Lui. Știți când prezintă interes? Când ajungem la necaz, când ajungem la menghină, când ajungem la strântorare, nu-i așa? Haideți să fim sinceri, noi cu Domnul, că El ne știe inimile. Atunci suntem interesați. Dar unde ce frate proroc? Dar frate Romeo, frate Nathan, mai chemați și voi, slujitori. Când era pandemia, ne spunea unii, auzi, nu mai dați cina. Ai milă de noi. Și acum te uiți după ei și nu-i mai vezi până adunare. Nu-i așa? Venim la adunare uneori ca la spectacol. Nu că suntem interesați de relația Lui. Un om care e interesat nu stă pe telefon. Prinde firul de legătură în casa lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și când pleci de aici, tu ești schimbat, transformat, că a venit Hristos! Aleluia! Glorie Domnului! Te juca, fii interesat ca să lucreze Domnul. Știi de ce?
Când vede interesul din inima ta, l-a văzut interesul în inima lui famenul ăla, care a venit la Ierusalim și nu găsește nimic, nu? L-a trimis pe Filip ăsta, care era acolo la locul de veche, a pus îngerii în mișcare, du-te repede, că ăsta trebuie salvat! Aleluia! Mărire Domnului! Iisus este Domnul! Ți-a deschis Dumnezeu ochii, ți-a deschis Dumnezeu urechile, ți-a dat Dumnezeu sănătate, prețuiește-ți viața și casa lui Dumnezeu, iubește-L pe Domnul! Aleluia! Poate să te folosească Dumnezeu și poate să folosească Dumnezeu un rob pe oricare de aici care se ridică pentru tine, pentru mântuirea ta, pentru salvarea ta. Mărit să fie Domnul! Și-a auzit și asta imediat a trimis după ea. A trimis imediat ostașii. Auzi, vino că uite mare robul ăsta. Și a zis Domnul, voi veni? Comenta Domnul. Să zic, auzi, n-ai venit la adunare, n-ai făcut aia. Asta când a auzit, stai frumusețea. Știi ce a recunoscut el? Autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Aleluia! A zis, să vină Iisus la mine, acasă, dar la mine e dezordine. La mine lucrurile nu sunt puse la bun. La mine toate sunt deranși. Nu merit să fiu cine? Împăratul. Aleluia! Cine să vină? Iisus Hristos, Domnul, la mine? David spune în 101. Când vei veni la mine? Întrebarea mea la tine, când a fost ultima oară, Domnul? La tine acasă. Când ai simțit adierea, vântul Duhului la rugăciune, noaptea, părtășia cu Domnul, că El vine și stă de vorbă cu tine. Păi El este în afara spațiului, în afara timpului, la El nu-i ca la noi ceasul! Nu, nu! El stă lângă tine. Stă de vorbă cu tine. Te sfătuiește, te ridică, te bărbătează. Am să vin, a zis. Aleluia! Pentru că a cunoscut dorința din inima acestui sutaș. Vino la mine până nu moară robul meu. Am să vin. Și trimite vorbă înapoi. Auzi, eu știu ce înseamnă autoritate. A zis sutașul că și eu sunt om cu autoritate. Am oameni sub stăpânire. Auzi, dacă tu ai ieșit acum cu mașina, și iese în mijlocul drumului un om fără haine de poliție și el să fie comandantul secției 5. Crezi că ai oprit? Nu ai oprit. Dar dacă are haină poliției pe el, nu? În mijlocul drumului îi oprești și faci orice, că are autoritate. Știți că Iisus are autoritate. Toată autoritatea lor, asupra duhurilor, asupra demonilor, asupra vânturilor, aleluia, mărire lui Iisus. Și eu sunt om, zice, sub stăpânire, că și eu sunt, că și eu, care sunt sub stăpânire, altuia am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce altuia vino și vine. Și robul meu făcut tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, aleluia, s-a minunat de sutaș. Ne vreți să se minuneze Domnul și de tine. Să ai cuvinte din acestea. Să se bucure Domnul de felul cum tu vorbești cu El. Doamne, nu veni la mine! Zi o vorbă că tu ești mare, tu ești rege, tu ești împărat! Aleluia! Asta înseamnă că îl onorezi pe Dumnezeu. Realizezi cine-i Dumnezeu. Știi ce a zis tâlharul? Unul din ei. Dacă ești tu, a pus la îndoială. Dă-mă jos! Dacă ești tu, să mă duc la ale mele. Zic cuvintele mele, parafrazez. Dar celălalt a spus așa. Auzi. Nouă ni se cuvine pentru lucrurile care le-am făcut, nu?
acesta? Ce a văzut el în el? Vă întreb. Ce a văzut harul mântuit în Iisus? Că și era ca și ei, dezbrăcat, era pironit pe cruce, era plin de sânge, bătut, învinețit tot. Curgea sângele din fruntea lui. Și ce a văzut el? A văzut un rege. A văzut că are o împărăție, a văzut că e împărat. Știi ce? A zis, da, el e împărat, aleluia. Pentru noi se merită, noi am făcut ce am făcut. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și auzi ce zice? Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. A știut că are o împărăție. Și resultatul acesta a știut că e Fiul lui Dumnezeu. Nu veni la mine, zi o vorbă. Asta e credința. Aleluia. S-a și smerit, s-a prăbușit. Nu meriți să vii la mine. Dar zi o vorbă, aleluia. Și știu că robul se va tămădui. Trăiască Domnul. Nu-i mare Dumnezeu? Aleluia. N-ai vrea să ai și tu credința asta? Că era în Biblie aici, spunea și fratele Costel, un netăiat împrejur. Da. Venit din Roma, un roman, nu știa, nu era evreu. Dar, cred că întâlnirea lui cu bătrânii, ceva s-a întâmplat acolo, că a trimis după Iisus. Aleluia! Că a știut că numai Iisus poate rezolva problema asta. Și s-a înfiripat credința în inima lui. A auzit de minunile făcute de Domnul Iisus. Trăiască în numele Domnului. O, mare credință! Aleluia! Poate lucra Dumnezeu cu tine. Cu oricare minune. Să laude. Și să se laude, să zică, auzi în limanul bune, am tineri și tinere, frați și surori, care au credința sudașului. Și a femeii cananeană și nu. Și apoi credința spunea, se spunea aici la rugăciune, dată Sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că credința ascultă de Dumnezeu. Da? Aleluia. I-a zis Domnul Avram, aici, ieși din țară, din familie, din neam și așa mai departe. Și ieși. Nu? Ascultat? Ascultat. Cum l-a numit Domnul? Tatăl? Tuturor credincioșilor. Și ne-am fost împăcați prin credință. Am intrat în această stare de har. Aleluia! Asta e harul pe care nu-l merităm noi. Dar merită el tot, toată gloria, slava și cinstea. Amin.